Datând din secolele 14-15, Biserica Neagră din Brașov este unul dintre principalele obiective turistice din zonă, accesibil nu doar localnicilor, ci și turiștilor din județele învecinate. Aparținând comunității evanghelice luterane, clădirea gotică și-a căpătat acest nume după incendiul din 1689, când zidurile ei s-au înnegrit. Având o înălțime de 65 de metri și o lungime de peste 89 de metri, este considerată a fi cea mai mare biserică din România. La finalizarea construcției primise chiar titlul de cea mai mare biserică dintre Viena și Constantinopol. Toate aceste aspecte recomandă edificiul în fața miilor de turiști care îi trec pragul anual. Biserica Neagră, de la câteva mii de vizitatori în trecut, a ajuns anul acesta să aibă peste 200.000 de vizitatori, de fapt de vreo 2 ani încoace depășește această bornă. Potrivit portalului Google, care permite distribuirea fotografiilor cu diverse obiective turistice din întreaga lume, în 2014 Biserica Neagră a fost surprinsă în cele mai multe poze de către turiștii veniți în România. Topul mondial, care permite localizarea pozelor, plasează edificiul pe locul 295 în lume. În clasament se mai află și Transfăgărășanul, pe locul 350 și Sibiul pe poziția 350. În interiorul Bisericii Negre se află și cel mai mare clopot din România, unul din bronz, ce cântărește 6300 de kilograme.